Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Celui Nevăzut. Astăzi discutăm despre crize, despre crizele economice și despre amenințările pe care aceste crize le au la adresa vieții. În ultimii ani am depășit cu bune și rele o serie de crize, ne amintim de pandemie și de problemele pe care pandemia le-a determinat la nivel global și la nivel regional și național și local, cu restrângerea libertăților cetățenești, cu probleme în sfera calității vieții și a serviciilor medicale în primul rând. Acum avem o confruntare militară la granițele țării noastre, o altă criză a refugiaților și a resurselor, dar și a alimentelor, se prefigurează a fi una de lungă durată și toate acestea cumva ne afectează calitatea vieții și dispozițiile de fiecare zi, sub amenințarea acestor factori din prezent, care depășesc cu mult puterile noastre. În multe privințe se resimte și starea noastră sufletească și felul în care ne acoperim rolurile de părinți, de profesioniști, de cetățeni, de membri ai comunității noastre de credință. Și ne-am gândit să discutăm despre aceste crize pentru a vedea în ce măsură le-am putea decodifica, am putea extrage din ele diverse lecții pentru noi și, dacă este posibil, în ce măsură am putea crește de pe urma acestor crize la nivel comunitar și social. Ne-am gândit să vorbim despre aceste aspecte cu domnul profesor Alexandru Tașnadi de la Academia de Studii Economice din București. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit, domnule Arache, și salutări telespectatorilor noștri! Domnule profesor, mă bucur că ați acceptat să discutăm despre crize. La ultima noastră întâlnire chiar stabilisem să încercăm o astfel de analiză și bucuria este dublă pentru că avem nevoie de o evaluare care să fie dublă a acestor crize. Ne ajută pe noi, cei care nu suntem specializați în științele economiei, să auzim, să primim o evaluare a acestor crize din perspectiva unui expert. Ne va fi foarte folositor să aflăm dacă aceste crize sunt o normalitate în dinamica economiei și mai ales să vedem, și dumneavoastră faceți aceasta în reflexia dumneavoastră de multă vreme, în ce măsură spiritualitatea creștină face lumină asupra acestor situații de criză, ce am putea învăța ajutați de gândirea patristică și de teologia creștină atunci când ne aplicăm asupra crizelor societății. În primul rând aș deschide seria întrebărilor noastre, stimați telespectatori, cu o întrebare care ține de atmosfera generală. L-am întrebat pe domnul profesor și reiau aici întrebarea pentru că vreau să ascultăm împreună un răspuns. Ce sentiment are expertul în economie dacă se înmulțesc sau nu se înmulțesc aceste crize? Pentru că la nivelul publicului larg plutește această impresie că prezentul este din ce în ce mai populat de crize, că intrăm în una și după ce o depășim, intrăm în alta și senzația instabilității acestei lumi este din ce în ce mai pronunțată. Dumneavoastră, cum simțiți acest lucru, având în vedere că de ani buni vă ocupați de economie, într-un fel sau altul analizați acest fenomen, aveți un ochi specializat. Cum simțiți prezența acestor crize în societatea noastră? Se înmulțesc ele sau este doar impresia creată de un public necunoscător și de o mass media care se bucură de fiecare dată când are evenimente de anvergură aceasta? Da, într-adevăr, ca profesor economist, percep într-un fel aceste crize, dar mă transpun și în mintea omului simplu, mintea telespectatorului care asistă la diverse confruntări și dezbateri pe această temă. Într-adevăr, crizele dau peste noi năvală ca și niște tsunami, uneori așteptate, uneori neașteptate, pentru că există o adevărată tipologie a crizelor. Vedeți și dumneavoastră, dacă vorbim de criză economică, înțelegem ceva,
Dacă vorbim de criza ouălor de Paști sau criza uleiului sau criza medicamentelor, vorbim de altceva. Deci e vorba de un deficit acut de mărfuri, într-un fel, sau alte, cum ar fi, eu știu, o criză politică sau diplomatică care degenerează într-o criză militară, cum a spus dumneavoastră, războiul de lângă noi. Oricum, noțiunea asta de criză vine din limba greacă, crisis, care are origine în medicina hipocrată, în care se vedea o separare a apelor, să zicem, boala o ia în sus sau o ia în jos. În sensul că se înrăutățesc lucrurile și ești la granița cu moartea, sau vrei să te refaci, să te stabilizezi și să te vindeci. Ca urmare, crizele acestea sunt niște tulburări. Ele sunt niște procese, nu sunt niște momente. Pentru că din timp se coc niște condiții care conduc la, ca și la boală, starea de incubație. Iar unii analiști percep aceste simptome sau semne care sunt. Unii au fost super lăudați, cum a fost Muriel, profesor de la New York University, Rubini, care a anticipat criza din 2008. Dar de-a lungul timpului, data trecută ați arătat și dumneavoastră cum evolua PIB-ul, precum o electrocardiogramă, în anumite perioade dificile, sau cum ar fi cu turbulențe, cu perturbații, etc., în care PIB-ul cobora, creșterea economică era negativă, cobora sub axa OX, și asta fie războaie, cum au fost din lungul timpului, sau alte evenimente. Crize generează, de exemplu, și marile, să spunem, evenimente extreme, cum ar fi incendiile de pădure sau marile inundații, sau cum ar fi uraganele, etc., pentru că economiștii calculează pagube induse și oamenii suferă, dispar locuințe, cum au fost marile cutremure. Victime, în primul rând, cel mai mare efect, fie că e război sau dezastru natural, sunt viețile omenești, care nu le putem evalua. Dar sub acest aspect, criza e înțelesă sub aspecte de manifestare simptomatică diferită. De exemplu, criza energetică, un deficit mare de energie. Deficitul conduce la prețuri mari de energie sau criză monetară. Ar fi tot așa lipsă de bani și de credit care să asigure un bun mers a consumului sau împrumuturile de la bănci, etc. Sau, în mod obișnuit, criza acută de mers. Bunoar, acum două zile, se spune criză de medicament. Cele mai obișnuite medicamente riscă să piară de pe piață pentru că nu există materie primă, mai ales din China și India. Deci lanțurile acestea cunoscute de aprovizionare s-au perturbat foarte puternic în timpul pandemiei sau crizei medicale. De aceea analiștii vorbesc de crize suprapuse sau multicrize. Unele care le alimentează pe altele. Pe altele, sau se sprijină pe altele, sau generează în cascadă, ca și timpul cauză-efectul, legea cauzelor și efectelor. Și vedem în acest sens, induc anumite nevoi de măsuri din partea conducătorilor, fie de firmă, fie de guverne. Uh-huh. În modul, cum spune titlul într-un ziar, când vin crizele și apar pierderile, atunci nu mai e bun sistemul capitalist, este nevoie neapărat de tătucul stat. Deci tătucul stat vine și acum și plafonează, de exemplu, asigurările la RCA. Nu? Dar sunt niște costuri acolo. Au plafonat, să zicem, la energie. Sunt niște costuri. Cine plătește surplusul? Aproape neacoperit. 2 miliarde jumate de euro. Cine plătește acest acoperit? Și la multele, deci, când e nevoie de pierdere, fie că e subvenție în agricultură, fie la energie sau în alte domenii, ajutorarea populației în dificultate. Sinistrație, de pe urma unei inundații. Da. Sau asupra
ca fonduri la dispoziția guvernului. Da. Se intervine, însă colectarea veniturilor nu este pe ritmul și măsura nevoii cheltuielor. Vedem și acum când se proiectează bugetul, lipsesc niște resurse pentru a echilibra acest buget de bine de rău. Bun este atunci când bugetul e echilibrat. Da, da. Noi ne-am gândit cumva să exemplificăm cu unele crize care par să dureze de ani buni, decenii chiar, în raport cu aceste crize care, prezentate de dumneavoastră, se arată a fi normalități ale decorului dinamice economice. Crizele financiare, crizele de locuință, criza forței de muncă, diversele crize de alimente sau de resurse vin și pleacă, vin și pleacă. Ele cumva sunt niște evoluții firești, societății în general, da, pentru că da. Nu e mai economia aici, sunt subsistemele societății sociale, sociale, politice, culturale, chiar și militare, sunt subordonate. Nu cum vorbeam data trecută de economia ecleziastă, comparată cu economia secularizată da. Care a mers în 2022 mult mai bine, precum preciza Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Deci aici cu implicare, mai ales într-o economie reală, cum este lumea afacerilor manageriate și administrate de biserică, care e diferită de lumea aceasta laică și antreprenorilor care le avem, dar seamănă pe undeva mersul acestor afaceri și sismul acesta antreprenorial. Dar eu văd că aceste crize, cum spuneți dumneavoastră, ca și valurile care au maree și se retrag și vin, ca în mod firesc. Câteodată ai stins o criză, ea mocnește acolo ca niște jar sub cărbuni, trebuie să ții acolo sub control, dar apar altele. Cum da. Sunt în prezent. A fost în prag de iarnă criza dificultăților încălzire unei persoane, da. Unor persoane, nu? Și în economia de piață nu merge, se creează ca și oala sub presiune, distorsiuni dacă încerci să limitezi sau să plafonezi. S-ar putea să apare efecte adverse mai rău. E bumerang. Da. Ați văzut așa, cu prețul lemnului, de da. Exemplu. Ai plafonat prețul lemnului, așa au dispărut lemnele de pe piață. Piață, da. Deci corecția, reglarea, homeostazia pieței se realizează în mod liber. În economie capitalistă. Intervențiile statului ar putea să tulbure. Ne-am gândit să exemplificăm pentru telespectatori două din crizele care sunt înregistrate în ultimile decenii și care nu par să prezinte semne de ameliorare. Una dintre ele este criza apei potabile. E adevărat că noi nu trăim într-o societate afectată de o criză apei potabile, dar la nivel global avem aici o planșă care ne arată cum toată civilizația planetei stă pe o rezervă foarte mică de apă potabilă. 96% din apa planetei este salină, e apă sărată, și 4% este apă dulce, dar o parte foarte importantă din apa dulce, peste 65%, alți autori dau chiar procente mult mai mari, 80%, este blocată în banchizele de gheață de la poli și undeva un 30% din această apă potabilă este subterană. În anumite țări din Orient, există rezerve de apă fosilă, care sunt la adâncimi foarte mari și care sunt greu de extras, dar odată extrase și epuizate, ele nu mai pot fi regenerate decât pe parcursul la 5-600 de ani. Și restul, un procent destul de mic, 5-4-3%, poate 10% din apa potabilă, din cele 4% cât reprezintă apa potabilă pe întreg Pământul, 10% din acest mic fragment de apă
sunt disponibile în apele curgătoare și sunt folosite pentru apa menajeră și apa potabilă din marile orașe. O astfel de criză durează de foarte mult timp pentru că există milioane de locuitori, după unele estimări chiar peste 1,5 miliarde, care nu au acces la apă potabilă și de aici o sursă de îmbolnăviri și o precaritate a vieții, inclusiv în privința alimentației și foarte multă suferință în rândul copiilor care cresc în astfel de regiuni. Aceasta este prima planșă. Dar și măsuri de contracarare, de exemplu, poluarea acestor ape, inclusiv subterane. Vedeți, economia circulară, care inclusă în Green Deal sau în Pactul Ecologic European, are în vedere tocmai această infestare a apelor, da. Mai ales că, pentru că gropile de gunoi, vedeți, se infiltrează depunerile acestea toxice uneori și care împuținează acel 4% de apă. Afectează chiar și acel puțin pe care îl avem. Da. Da. Nu numai faptul că nu ajunge, de exemplu, se spune că foarte mare cantitate, 70% din apă se folosește în agricultură și diferite procese din industria alimentară. Păi atunci înseamnă că aceste perioade de secetă, nu cum se prezintă în Franța, de când nu a plouat, pământul este așa cum este, lipsa irigațiului, etc., cu plus și cu minus. Și la aceste irigații sunt măsuri de contracarare și apărare a resurselor sau rezervelor de apă. Aici am putea să spunem că există intervenții care să amelioreze unele aspecte, mai ales că industria este într-o creștere accelerată, dar numărul persoanelor pe ansamblu care au în continuare probleme de alimentare cu apa potabilă este considerabil. Da, apar și conflicte legate de construirea de baraje sau deviarea unor cursuri de râuri pentru unele țări. Da. Și din acest punct de vedere, tot pentru apărarea resurselor de apă. Da. Este o problemă curentă, prezentă de foarte multă vreme. Putem spune din timpul rapoartelor Clubului de la Roma, de la din anii 70. Semnalate aceste probleme ale agriculturii, criza alimentară și criza apei. Noi nu le-am simțit în mod de direct, pentru că trăim într-o zonă unde, slavă Domnului, avem resurse. Se spune că o bună parte terestre din resurse Europei și de apă se află în România. Da, da. Și mai avem o planșă și după aceea vă rog să comentăm. Este a doua planșă care ne prezintă fondul forestier natural al pământului. Aici avem o reprezentare în aceste discuri care ne arată cum a evoluat suprafața de pădure împădurită a pământului de-a lungul a 10.000 de ani. La început este acest disc din stânga jos. Avem o suprafață împădurită considerabilă și pășuni sălbatice, este jumătatea superioară, și avem bazinul apelor, care este reprezentat aici. Cam așa era dispusă, să spun, zona continentală. Pe măsură ce se industrializează și se dezvoltă agricultura intensivă, apar regiuni cu culturi intensive de cereale, este acea porțiune galbenă, și ulterior, 1900, apar suprafețe urbanizate, este acea clădire și acea secvență, acea fracțiune din disc care este destinată să reprezinte orașul. Se poate vedea cum a evoluat suprafața agricolă destinată creșteri intensive, cereale, monoculturi. De asemenea, a apărut o altă pășune, pășunea destinată zootehniei intensive, de data aceasta, spre deosebire de zona sălbatică, care s-a restrâns foarte mult și sigur că, da, pădurea s-a restrâns foarte mult. Am vizualizat niște statistici pe care nu le-am mai pregătit, pentru că important este comentariul mai degrabă decât cifrele. Consumul suprafețelor verzi destinate industriei este absolut formidabil. Se taie 12.000 de arbori la fiecare minut pe pământ, iar în Brazilia procesul de despădurire este la cote inimaginabile.
cât se despădurește în Brazilia, se pot aduna 4, 5, 6 țări din josul clasamentului și încă nu reușesc să acopere întreaga zonă despădurită din Brazilia. Atât de mult se despădurește, lemnul fiind foarte important, e un lemn vechi de sute de ani și Brazilia fiind o economie emergentă este foarte interesată de dezvoltare. Aici avem altfel de crize, cumva, față de cele pe care le-ați menționat înainte. Pe acestea cum le încadrăm, totuși? Pentru că ele trenează de foarte multă vreme și civilizația se dezvoltă și pare că există un fel de autism al civilizației care este preocupată de crizele economice, de acele fluctuații financiare de care ați spus și acestea în cotele lor mari, nu numai că nu se rezolvă, dar în cazul acesta avem chiar restricționări din ce în ce mai mari ale zonelor verzi pentru dezvoltare accelerată. Este doar o impresie? E o lectură prea superficială? Sau nu putem abandona abordarea aceasta holistă, globală, integratoare a lucrurilor. Eu fac parte și din Centrul pentru Studii Complexe. Complexitatea sistemului a devenit deosebită. Vedeți, aici ce ați prezentat dumneavoastră face parte din Pactul Verde European. Acolo pentru 2050, sigur, când vom privi din stele, probabil, se vizează neutralitate climatică. Asta înseamnă să echilibrăm emisia de gaze de seră, care, considerată milioane de tone de CO2 eliberate, și absorbanți, deci limitatori, cum ar fi marea majoritate a oceanelor și mărilor și pădurilor. Asta e foarte important ca și reductori. Unii sunt amplificatori, alții reductori. Ca să facem neutralitatea climatică, pentru 2050 trebuie luate multe măsuri pentru inclusiv aceste împăduriri. Când văd undeva o știre la televiziune că s-au plantat 10 hectare, sigur că mă bucur. Dar ținem seama de ce spuneți, ritmul infernal. Și cine ne conduce la ritm, apropo de spiritualitate, domnul Mihalache? Păi acești idoli care i-am fixat după bicelul de aur din Vechiul Testament. Și anume faptul că banul dictează, nu acele afaceri, ca să iei și arbori cu esență rară sau și celelalte categorii, din, nu numai de aici, sau alte resurse, cum e aurul negru. Ăsta este aurul verde. Aurul negru a fost de la început și se caută să-l mențină în continuare, chiar dacă apare electricul și hidrogenul. Iar aurul cenușiu, de ce să mai vorbim, mințile care sunt super dotate și pregătite și de România și care merg în țările care susțin și ridică dezvoltare, deci o scurgere de creiere sau de aur cenușiu. Însă este tot un sistem global care e foarte important să ținem seama de acest lucru, nu numai de România. Vedeți și dumneavoastră că e vorba de industria locală, din anumite sectoare din industrie. Nu comparăm ce a fost combinată de industrializarea lemnului și în prezent, că este totdeauna sunt schimbări economico-sociale. Înainte de 90, după 90, în prezent, actual, pentru că vin alți factori care determină, să spunem, stabilitatea. Războiul din Ucraina a retezat o sursă de aprovizionare ieftină cu lemn pentru Europa. După aceea ce a determinat grânele din Ucraina. Au venit foarte ieftine. Foarte ieftine. Sigur că speculanții sau speculatorii de regulă opresc în stocuri ceva, da, o parte și așteaptă să crească prețurile, să câștigă foarte facil. Lucrul ăsta sublinează și întâi stătătorul Bisericii noastre Ortodoxe, Patriarhul Daniel. Pune o declarație, zice, criza financiară și economică de azi, rezultatul lăcomiei. Ori lăcomia nu e variabilă economică, dacă ține lipsa unei virtuți care se află undeva implantată în ceea ce se cere pentru bunuri din acestea duhovnicești sau virtuți sau calități sufletești.
care în abordarea mea și a prefectului Costică Popescu a crizelor economice este numai spiritual. Deci de putem unde lega... pornim de la criză? Uh-huh. Pornim de la criza morală. Criza, să spunem, umană, criza gândirii, să spunem, spirituale al lumii și de acolo pornim. Așa cum pornim de la suflet spre trup, sufletul e rănit spiritual, trupul material. Noi insistăm mult pe material. Chiar dacă e vorba de baza prima idei lui Maslow, cu hrana, îmbrăcămintea, adăpostul... Ca nevoi primare. Ca nevoi primare. Da. Această legătură foarte frumoasă, profundă, uneori, dacă suntem în mijlocul narațiunii, este și provocatoare, este răscolitoare, a lega crizele globale, economice sau sociale, de crizele sufletești ale persoanei. Mi se pare că este o rădăcină interpretativă extraordinară pe care o oferă spiritualitatea creștină. Întrebarea este în activitățile pe care dumneavoastră le-ați desfășurat cu alți economiști, când persoane din zona științelor economice primesc o astfel de interpretare legată de conexiunea între criza globală și sufletul omului, care este interesat de material. Cum este primită această interpretare? Nu le vine să creadă. Deci economiștii nu acceptă faptul că există două modele, antropocentric și hristocentric. Dacă mergi pe criteriu fără mine nu puteți face nimic, atunci ai în vedere că există soluții spirituale, care le sublinează și Părintele Patriarh la o întâlnire la Bruxelles, vis-a-vis fie de speranță, fie de rugăciune, fie de cumpătare, fie de chibzuință, care țin de comportamentul uman, de stările spirituale. De exemplu, am întâlnit la preafinția sa chestiunea că pocăința este nu numai un regret, este mai mult, este o schimbare care mă duce cu gândul la metanoia, cuvântul acela din greacă, care înseamnă schimbarea minții. Adică cum gândim, cum făptuim, cum vorbim. Și deci trecerea aceasta de la antropocentric la hristocentric prin pocăință, care înseamnă reîntoarcerea la Hristos și la viața spirituală a fiecărui om, pentru că nu pot vorbi de acea carte celebră a lui Grof și Laszlo și Peter Russell, asta revoluția spirituală și revoluția conștiinței. Și fostul președinte al Cehiei, Václav Havel, în Congresul SUA 92, spunea fără o schimbare a conștiinței nu puteți face nimic. Ori conștiința ține de spiritual. Nu știu când niște tineri sunt trimiți în război la moarte, ce se produce în conștiința lor. Nu știu chiar dacă se aduc și problemele cu impact religios la comportamentul acestor oameni trimiși la moarte de către conducătorii lor. Pentru că știm, se încalcă toate poruncile și principiile religioase. Deci ignor total viața spirituală, așa cum spuneam data trecută. Deci dacă fostul premier al Angliei, Boris Johnson, spunea că lăcomia și invidia sunt motoarele dezvoltării capitalismului, atunci, care este poziția, să zicem, religioasă față omului creștin. Față de lăcomie și față de invidie. Da. Sigur că sunt niște... Ce spuneți, cumva duce în direcția unei explicații spirituale pentru toate formele de criză pe care le traversăm. Ele sunt rezultatul unui dezechilibru sufletesc și absenței pocăinței și a schimbării minții și pentru o lume în care aceste crize să fie în cote mai suportabile și să fie împuținate de pe urma unor decizii înțelepte și a unor modalități de acțiune virtuoasă a noastră, a oamenilor, pentru astfel de lume e nevoie de fapt să practicăm o viață spirituală inspirată de porunci, de virtuți,
Și în felul acesta, de la mic la mare, se poate construi o lume în care să administrăm mai orice înțelept. Orice decident, șef de firmă sau de companie, de bancă sau de stat sau de guvern, este un om care are propria sa conștiință. Deciziile sale depind de modul în care gândește, cum, ce atitudine are față de un lucru sau altul. Ce valori? Ce valori promovează și ce comportamente. Pentru că dacă duci lăcomia, cum arătam data trecută ca simbol, lăcomia, rapacitatea, cum spunea Părintele Patriarh, menționează că lăcomia duce la multe rele. Și sigur, fie că vrei să iei teritoriul dintr-o țară, vrei să iei resurse dintr-o țară și promovezi războiul, cum era în Orientul, numai în faptul că peste 10 ani la cine în țară se epuizează resursele, nu știu, de gaz și petrol, iei de la alții. Păi atunci dorința asta de bani, de avere și putere, că dacă n-ai putere militară, vin peste cine și te bombardezi și te forțezi pe alții ca să-mi cedeze mie. Deci lăcomia aceasta este foarte pernicioasă și non-folositoare pentru lumea actuală, pentru că ea, în orice parte privim, fie că spre Afganistan sau pe Orientul Mijlociu sau chiar aproape de granițe. Deci tendințele astea de expansiune de pentru resurse. De acumulare de teritorii și pentru resurse. Este o problemă veche. Problemă veche. Deci nu numai faptul că tătarii de vreau năvală să ia pământuri pentru pășun la cai și la vite, ci faptul că în prezent sunt resursele care sunt rare și pe măsură ce trece timpul se epuizează. Încă, cum am spus, la rapoartele clubului de la Roma, aceste resurse sunt în declin. Mecanismele societății ar trebui să funcționeze iarăși pe baza virtuților, ca la vârf să fie promovate persoane care nu sunt așa rapace, cum ați spus. Adică e nevoie și de o societate care să poată să filtreze, să spunem, resursa umană în așa fel încât oamenii care să ajungă la putere sau să decidă să fie capabili să ia decizii înțelepte. Din ceea ce spuneți și din felul în care s-au desfășurat lucrurile până acum, pare că nu învățăm din crize. Avem un mecanism deficitar. Ori se învață, dar se uită în altă parte. Pentru că senzația este că noi repetăm. Războaia am mai avut și n-am înțeles. Există și organisme internaționale, cum este Organizația Națiunilor Unite, pregătite să frâneze Consiliul de Securitate, care de fapt nu are capabilități foarte mari de a opri un conflict. Ba, în mod tacit, cu acordul lor, se desfășoară anumite conflicte. Și sigur că din acest punct de vedere, iarăși m-a apreciat această analiză duală, așa cum e în fizica cuantică, undă, particulă, și Părintele Patriarh vizează în tandem anumite lucruri prezente și actuale. De exemplu, spuneam libertate individuală cu solidaritate, să zicem, socială sau identitate națională cu unitate globală, să spunem, sau criza vieții spirituale, degradarea vieții sociale. Și deci de acolo pornim, de la criza vieții sociale, criza de gândire umană și criza morală a societății. Nu insistăm ce înseamnă criză morală, dar vorbesc și de criza familiei. Criza familiei, cum am spus și data trecută, diminuarea natalității. Am vorbit că deja se produce un proces irreversibil din 2010 încoace, pe tendința în 2050 să ajungă România la 15 milioane, cu efecte pro și contra, sigur, mai ales asupra forței de muncă tinere. Da. Și asupra persoanelor care trebuie să plătească pensiile persoanei vârstnice. Cum ziceam noi, sunt mecanisme economice foarte complexe și diferite vis-a-vis de... Și experții vorbesc despre aceste mecanisme care sunt aproape irreversibile. De 30 de ani vorbesc Și factorul decident nu intervine. Multe discuții, domnul Mihal. Da. Deci problema se pune dacă sunt
într-o întrebare a spus acolo dacă sunt soluții spirituale pentru aceste crize. Și Părintele Patriarh insistă pe anumite soluții spirituale. Și am văzut data trecută că biserica este cel mai, să spunem, de bază, partener social al statului român, în corelația în lucrarea dintre biserică și stat. Pentru că vă dați seama câte aspecte nu preia biserica din fața statului. Îngrijie copii, bătrâni, case de asistență medicală, etc. Da. etc. Paliații. Și se adună sume imense la anumite rapoarte pe care BOR le realizează în analize la început de an pentru anul trecut. Deci, uneori se trec cu vederea sau sub tăcere, chiar de către presă, aceste lucruri, pentru că este, de fapt, o intervenție pe care biserica o realizează în corpusul social al societății românești. Ghidată de virtuți, de viața lui Hristos, de spiritualitatea autentică, într-ajutorare este... Și în vindecarea asta holistă, că dacă avem spitale în care sunt bolnavi în fază terminală, este ca o mângâiere a lor, care nu vede cel care nu-i acolo. Și cartea care am adus-o data trecută, Medicina Spirituală, păi acolo e vorba de vindecarea sufletelor, cum spuneați. Cine face vindecarea sufletelor? Și într-un capitol este vindecarea spirituală, care trebuie începută de vindecarea sufletelor și de vibrațiile care am zis din etapele acelea de evoluție a sufletului pe vibrații, când ajungem aici sus, unde vibrațiile, nu știu, bucurie, de exemplu, pasiune, iubire, apreciere. Emoții morale. Sentimente morale. Da. Deci și în cadrul armoniei. Da. Armonia stă la baza a ce că și Maica Terezia spunea, dacă ai pace în familie, e pace în lume. De ce? Dacă armonie, familie. Și de la pacea interioară, pacea sufletească, care poate să ți-o da rugăciunea, de exemplu, sau viața aceasta în credință. Ce spuneți ne duce cu gândul la faptul că ar trebui să decodificăm, de fapt, din toate aceste crize, un fel de căutare lăuntrică pentru o viață mai echilibrată, noi înșine, în familiile noastre, la nivelul comunităților noastre, am putea interveni așa. Spiritualitatea ar putea să rezolve o criză economică sau socială dacă persoanele din acea societate s-ar adânci în propria lor existență, văzând minusurile lor, văzând aceste patimi, încercând să le extragă, să le scoată. Viața creștină propune o cale împărătească pentru omul care dorește să scape de patimi. Mai întâi trebuie să le recunoască, după aceea trebuie să le spovedească, să le mărturisească, să primească un canon, care înseamnă, de fapt, o regulă de viață pe care, respectând-o, să-și corecteze această existență dezaxată. O existență care trebuie conștientizată ca fiind bolnavă, ca să poată fi vindecată. Deci, cumva întrebarea, cumva, ca să punctăm și mai bine, se poate vindeca o criză, se poate soluționa o criză fără spiritualitate? La modul general, am putea să imaginăm soluționarea unor crize ample, cum sunt acestea, fără nicio spiritualitate, doar cu artefacte de tip legislativ și constrângător? Poate fi făcută lumea mai bună dacă omul nu este preocupat să se facă bun lăuntric? Vedeți? Asta e întrebarea. Tehnologia a luat-o în sus, morala a luat-o în jos și omul nu s-a îmbunătățit. Oamenii n-au devenit mai buni lăuntrici. Chiar dacă promovăm și lăudăm mult inteligența artificială, inclusiv în bankingul care cum va arăta în 2030,
nu vis-a-vis de a dispariția agențiilor bancare sau sucursalelor, pentru că e interacțiunea umană. Omul își tulbură cuibușorul în care evoluează ca om, ca relații interumane cu ceilalți. Prin urmare, aici am în vedere acest aspect, pentru că în spatele băncii, în spatele firmei, în spatele guvernului, etc., a partidelor politice stau oameni. Deci oamenii au gândire. Gândirea aia e generată de niște sentimente, cum a spus, înalte sau descalificante. Dacă îmi dau drumul disconsiderației, trufiei, mândriei sau, să spunem, mâniei, etc., cum mă port cu acțiunile mele vor fi de aici. De aici. Da. Dacă am o firmă care merge pe principiul lăcomiei, voi educa și eu angajații să meargă pe principiul lăcomiei. Ori și la Iași a fost expoziție, inclusiv când am fost cu Emanuel Alexandru la Iași, despre consumism. S-a făcut o expoziție de consumatorul fără chip. Deci ce fel de economie lansăm în care deversăm niște mărfuri, indiferent cine le cumpără, dacă nu le cumpără, le dăm foc și mergem mai departe, consumăm resurse mai departe. Deci problema proceselor acestea trebuie oprite tot de către oameni prin conștiință, prin educație, punem noi în vedere acest lucru. Pentru că uneori apar factori care țin de zona extraeconomică. De exemplu, da, cade banca Silicon Valley și intervine statul pentru a salva. Cade banca Credit Suisse și intervine guvernul pentru a stopa. Amin, pentru că se poate produce un efect de bulgăre, de zăpadă. Da, da. Aceasta se inducă în sistemul bancar european niște căderi în lanț. Și atunci mai bine fac niște cheltuieli care duc la pierderi pentru o parte, dar salvez de altă parte, da, mai ales pentru această stabilitate. Și oricând, cum am spus, când apar pierderi și necazuri, turbulențe și furtuni, se invocă intervenția statului. De fiecare dată. Țineți minte că în anii 90 se vorbea statul minimal, non-intervenția statului, ori la momentul actual, inclusiv în pandemie, toate firmele țipau după stat, toți politicienii spuneam cum noi într-o țară în care am avut industrie textilă formidabilă, nu știm să facem măști, nu știm halate, nu știm costume și importam. Așa cum spunea Șalalte, eram 30 de fabrici de medicamente, nu suntem în stare să producem noi medicament pentru populația noastră. Pentru că așteptăm după materie primă de un an jumate. Și acum se vede. Și acum se vede. Se vede această dependență. Deci politicile de economice trebuie făcute îndreptate spre oameni. Da. Pentru că economia asta nu este fără chip, fără om destinat a oamenilor sau o economie care ucide. Nu, prin sărăcia care o generează. Cine furnizează valori? În cazul în care lumea se îndepărtează de viața religioasă, de credința în Dumnezeu, de frica de Dumnezeu, de această sinceritate a actului spovedaniei și nu mai există declarativ și asumat interesul real pentru o îmbunătățire a vieții morale și spirituale, dacă se întâmplă lucrul acesta, printre factorii de decizie politică, printre liderii comunităților, profesori intelectuali, dacă se întâmplă acest lucru, cine furnizează valori? Cine determină creșterea motivației persoanei de a deveni mai bun? În numele cui să devină mai bun și pentru ce să devină mai bun? Care este profitul acestei deveniri? Domnule profesor, mai sunt câteva minute și v-aș ruga rapid să ne dați o reflecție personală despre trei dintre crizele recente. Îi rog pe colegi să punem ultimele planșe. Este vorba despre unele care ne trezesc, să zic, sentimentul crizei la modul cel mai concret. Aici avem criza refugiaților. Pe o scală de 1990 până în 2022 avem evoluțiile
cifrelor de refugiați. În 90 am avut foarte mulți refugiați, dar sub 2 milioane din Irak. În Afganistan, în anii 2000, adunat, cred că ajungem la vreo 3 milioane. În Siria, din 2010 în 2020, toate aceste coloane adunate dau câteva milioane de refugiați, dar în 2022, doar într-un singur an, 4 milioane de refugiați din cauza războiului din Ucraina. Ce reflexie vă stârnește? Biserica n-a stat deoparte când au venit refugiații din Ucraina. Acolo au venit mai ales copii și mame, da, în primele zile. Da. Au venit și bolnavi, da, și suferinți în cărucioare sau tratabili, cum ar fi de cancer. Aceia trebuiau preluați. Au venit foarte rapid aceste fluxuri. Da. Sigur că după aceea țările revendică anumite cheltuieli făcute și... Dar viziunea aceasta creștină între ajutorării celor aflați în nevoi și în necazuri a fost, și-a făcut cuvântul. Și a fost un exemplu pentru ceilalți, ca țară creștină, majoritatea ortodoxă, cum se comportă față de aspectul, sau o să zici, criza umanitară, nu? Da. Când acei oameni de 3 zile n-au mâncat nimic. Era o umanitară și de refugiați în același timp. Da. De refugiați, da, în același timp. Da. Deci, din acest punct de vedere, este vorba tot de decidenții care sunt la guvern, la administrații, inclusiv anumite instituții, că au fost ONG-uri sau biserică, și-au făcut datoria față de acest flux. Uneori putem zice, ce mă interesează eu ce în Venezuela, când aveau ce mânca și absolut, erau, da, de groază acolo. Da. Deși zăceau pe zăcăminte de petrol, da, și da, bogății, dispute cu SUA pe acele lucruri. Pentru că, de ce, haina e mai departe decât cămașa. Deci nu, da, mă interesează nici în Irak, nici Siria, Siria, ce se întâmplă acolo, fie că pierd. Da. Da. Da, dacă nu, evenimentul se mult, desfășoară la distanță... Am niște imagini din Siria cu copii scoși de sub bombardament, de este îngrozitoare. Se, da. Deci te mișcă din punct de vedere sufletești. Da, da. Cine dă soluția? Păi 14.000 de preoți, dacă țin aceștia predici și oameni sensibili ca o conștiință și în jurul unei biserici adunăm niște credincioși, aceștia schimbă. Pot schimba. Pot schimba. Da. Ține poziția de noi, totuși. Dar ține de noi. Deci ce modificare a conștiinței se produce după ce auzi pilda bogatului celor de țarina sau, da, a lucrătorilor din vie sau a talanților? Da. Deci de acolo am învățăminte de acționare. Trebuie să schimbăm viziunea. Da. Da. Mai avem două planșe, da, și ne grăbim pentru final. Penultima planșă, pandemia a determinat numeroase crize. Noi am ales o planșă care arată cum anume prezența pandemiei a exacerbat, a accentuat provocările în privința asigurării alimentației populației. Pe toate continentele au crescut procentele care reprezintă populația amenințată cu foamea sau cu dificultăți în a-și asigura necesarul de alimente. Peste tot sunt 5, 6, 8, 9% de creștere, inclusiv în Europa de Nord și Statele Unite. Foarte multe articole. Joseph Stiglitz, laureat Nobel, a publicat despre aceste lucruri, efecte pozitive, negative, iar dacă faptul pandemia a dus la resetarea societății sau o reschimbare în care vedem că multe lucruri am uitat, inclusiv aspectele umane, în urma acestei pandemii și a modului în care ne raportăm la medici și la credință, la comportamente față de cei în nevoință, pentru că a fost multă suferință. Suferința înseamnă să nu îi să tai lângă Dumnezeu. Da. Când și... apar nenorociri, când, da, apar încercări, crizele sunt încercări. Asta înseamnă că nu ești aproape de Dumnezeu. Da. 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 Și aici, ultima planșă, incidența bolilor sau a afecțiunilor psihomentale în rândul populației americane, o țară cu servicii medicale care nu sunt chiar așa de plâns, anxietate 41%, stres 39%,
faze depresive, diverse faze depresive, 30%, sentimentul de singurătate, 28%, tristețe, 23%, atacuri de panică, 20%, fobii, 8%. Foarte mulți americani, tineri, mulți dintre ei, 3 din 10, în perioada pandemiei și după, au avut de raportat stări negative în privința nivelului psihomental. Am discutat, domnul Mihai, la că o emisiune despre singurătate. Da. Ministerul Singurătății Marea Britanie, prin care 10 milioane și ceva aparțin acestei sfere de tratament a singurătății cu linii speciale de păstrare a tonusului acesta disperării sau a tendinței uneori de suicid. Nu e niciun semn de prosperitate și nici nu arată ca spațiul cultural unde industria divertismentului este la cotele cele mai mari. Pentru că, în mod normal, ar trebui să ne simțim foarte bine. Dacă... Ar trebui să găsim înlocuitor. Unii găsesc droguri, găsesc alcool sau găsesc alte modalități prin care înlocuiesc pustirea sufletească. Da. Deșertul sufletesc cu cel umplem, da, de exemplu. Sigur, biserica dă soluții. Despre asta a durerei sau bolii sufletești este foarte important pentru a rezolva, pentru că astea nu se văd uneori. Nu se văd. Dar rod de la bază societățile, da, rod tinerii, comportamente, tot felul de evenimente. Nu, și capacitatea de muncă este foarte... Criminalitate, da, capacitatea de muncă. Da. Nevoia de zile de spitalizare, mai multe, da, mai multe concedii de medicale pe parcursul anului. Domnule profesor, rămânem cu această concluzie minunată, provocatoare și foarte greu de împlinit, că avem nevoie să ne transformăm pe noi înșine pentru a face o lume mai bună. Crizele vin și pleacă, vin și pot fi soluționate sau agravate de comportamentele noastre. Până la urmă, factorul antropic, prezența și activitatea omului, contează foarte mult. Vedeți, domnul Mihala, că pe coperta cărticele zice, lasă o urmă în viața ta. Ce fel de urmă lași? Și faptul că lumea a devenit mai bună trecând tu prin ea. Cât ai trecut? O clipă. Pentru că, se spune, ziua de azi, 6 aprilie, e cea mai frumoasă zi pentru că e prima zi a restului zilelor noastre. Da. Deci o trăim intens 6 aprilie. Este ziua și Academiei de Studii Economice, 110 ani de la semnarea de Carol I a decretului de înființare a Academiei, 6 aprilie 1913. Domnule profesor, mulțumim foarte mult pentru această reflecție despre criză. Rămâne, estimați telespectatori, să ne străduim să lăsăm o urmă de lumină în viața noastră, în viața copiilor noștri, a familiilor noastre, a comunității noastre de prieteni, încercând să facem un bine, așa cum se cuvine oricărui creștin, îmbunătățindu-ne noi viața lăuntrică și viața de fapte bune și nădăjduind că și lucrarea lui Dumnezeu, care este fundamentală, și bunătatea celor din jur vor contribui la schimbarea acestei lumi, pentru că există loc de mai bine și ar trebui să nu ne oprim din această intenție de a schimba ceva. Și să așteptăm cu speranță și bucurie Marea Înviere, Lumina. În fiecare duminică și la praznicul de peste an, sigur că da. Stimați telespectatori, mulțumim domnului profesor Alexandru Tașnadi pentru această discuție despre crize și despre lecțiile ascunse în ea și ne mai revedem cu domnul profesor și la alte ediții ale emisiunii Lumina Celui Nevăzut. La revedere!